Sinfonia a cincea a lui Ludwig van Beethoven e cea mai recunoscută piesă din repertoriul muzicii clasice. Este o sinfonie pe care Beethoven a creat-o din patru note. Sunt aceste patru note pe care cu siguranță le-ați mai auzit. Pam, 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 pam. Iar aceste patru note, de fapt, creează toată sinfonia. E un lucru care nu mai fusese făcut până în acest moment. Iar Beethoven ia aceste patru note și le scrie atât de interesant, le repetă de multe, multe ori. Dar când asculți sinfonia, nu îți dai seama de fapt că numai aceste patru note sunt cele care formează sinfonia. E foarte interesant pentru mine ca și muzician să mă uit și să analizez această partitură în care descoper de fiecare dată când o dirijez cât de ingenios Beethoven a folosit aceste patru note. Dar, de fapt, în final, când mă îndepărtez de partitură și nu mai ascult sinfonia, e o sinfonie care e plină de dramă, e plină de un simțământ atât de revoluționar, care îmi place să o ascult. Și țin minte când eram eu copil, în drum către școală, în fiecare zi o ascultam la căști, această sinfonie, pentru că mă punea într-un loc și într-un mood, să spun așa, în care toată ziua mă gândeam numai la muzica lui Beethoven. Îmi place această sinfonie foarte mult și pentru faptul că începe în minor, ceea ce înseamnă că e într-o tonalitate mai închisă la culoare, mai dramatică puțin, dar apoi la sfârșitul piesei se deschide această culoare și devine în major, în do major, și e o lucrare care se termină atât de exuberant și atât de frumos la sfârșit, încât întotdeauna de-abia aștept să vină sfârșitul ca să fie soarele iarăși pe cer.